Membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică s-au întrunit miercuri la prefectură pentru a aproba planul strategic pentru anul 2017. După ce președintele ATOP a lecturat strategia, au apărut și criticile. Unul dintre membrii structurii l-a acuzat pe Gheorghe Nazare de plagiat. S-a făcut practic o copiere a unui plan de la nivel central, fără a fi particularizat în vreun fel și pliat pe problemele județului Botoșani. De fapt, această strategie este o copie a strategiei naționale și o înșiruire a unor dorințe mai mult. Și sigur, poate că nu ni se puteau da mai multe amănunte cum realizăm un anumit obiectiv pe care ne-l propunem. S-a adus în discuție și faptul că ar trebui solicitați mai mulți bani din bugetul Consiliului Județean pentru ATOP, iar aici a urmat un lung șir de contraziceri. Pentru buna funcționare a unei instituții publice e necesară finanțare. Ori fără finanțare discutăm de ce a spus, de concursuri și premieri cu păpuși, cu diplome, care nu ajută la nimic. La capitolul diverse, unul dintre membrii ATOP a adus în discuție un subiect extrem de grav. Elevii botoșeneni consumă nestingheriți alcool la evenimente organizate chiar de unitățile școlare în care învață. Barman sau chelner au servit băuturi alcool din minorilor. Iar poliția de prevenție sau, mă rog, controlele respective, și vă spun exemplu, doamna consilier județean Cristina Brișugoscă, ce faceți în ATOP-ul acesta când noi suntem părinți, marea majoritate sunt băuți Sergiului. De ce vă luați bani acolo? M-a sunat și mi-a spus. Eu de asta vorbesc aici. Nu vorbesc de... Asta este o prevenție, o măsură de prevenție. De a nu se servi băuturi alcool minorilor. În cadrul întâlnirii s-a adus în discuție și faptul că traficul din Botoșani este extrem de sufocat, iar semnalizarea rutieră lasă de dorit. Membrii ATOP urmează să se întâlnească și miercuri pentru a aproba planul strategic pe anul 2017.